Din primele informații, bărbatului i s-a făcut rău în timp ce își plimba cățelul, iar mai bine de o oră rudele îndurerate au așteptat preluarea trupului de către persoanele autorizate în astfel de cazuri. Atât personalul din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, cât și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță au fost prezent la fața locului, intervenind cu promptitudine. Decesul a fost declarat de medicul din cadrul SAJ Călăraș. Conform surselor Canal Sud, bărbatul avea probleme de sănătate. La data de 26 iunie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 57 de ani a decedat pe o stradă din municipiul Călăraș. Cu ocazia examinării cadavrului, nu au fost identificate semne sau urme vizibile de violență pe corp. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Călăraș în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzelor decesului.